Allegro contigo! Contigo, contigo! Allegro contigo! Contigo, contigo! Noroc, e puraj de soare. Vre vreți să apară și fața mea, cumva? Sau... Da, hai, hai, că eu încercam să ascund niște detalii de pe ecran. Pentru că nu m-am priceput să fac o regie absolut mai corectă. Hai să scoatem mai întâi asta. Da, sunt același eu, Sergei Lazarev. Bună seara, noroc! E vineri seara. Pentru mulți dintre voi și e vineri după amiaza pentru mulți dintre mine. Hai să ne conectăm la un live, să dăm câte un share, câte un like, să ne audă mai multe lumii. Tare v-aș fi recunoscător. Astăzi, pe meniu, avem câteva subiecte. Eu... eu mulți ne-am scris. Multici, multici. E că chiar aici mi-am scris glomiul oh, Măi, dar eu am arătat niște secrete, am să fac screenshot-uri și să arăt la alții. Iată, dar azi vedem cât să reușim să abordăm. Azi vorbim o despre alegeri în Chișinău. Azi vă arăt o gustoșenie realizată de carabinieri din Moldova. Incredibil, eu nici nu credem, dar ei au un canal pe YouTube. Mulți dintre voi dau subscribe la Andrei Bolocan, la PewDiePie, la bloggeri ăștia cu milioane de, de subscriberi, dar... Ar fi cazul să dați subscribe și la și începători, gen în Carabinieri Moldova. Există un canal pe YouTube Carabinieri Moldova, da. Până la asta încă trebuie să ajungem. Și pe final vreau să trecem în revistă o listă de trole ai Partidului Democrat. Foarte active acești trole, așa de active încât pot să-i vezi cu ochiul liber cu furat identitatea de la fotomodele din Uriupinsk și au deschis profile de oameni care au absolvit ASEM sau ASEB sau self-employed în Bender și comentează pro-guvern, pro-putere, înainte, schimbarea continuă. Bă, 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 bă și îi de plăcere să-i citești. Așadar, 3 course menu, cum să zic avem. Alegeți și voi cu și începem. Cu desertul? Eu zic cu desertul. Cu alegerile din municipiul Chișinău. Azi! Măi, dar al eu ceva cu ăsta de pe ecran. Și nu-mi spuneți. Gata, scuzați. Um, Splilo. Asta e softul de montaj, OBS. Și nimeni mă întreba lumea. Da, ia -că l Nu-i crăcuit, e gratuit. Nu încurcați. Um, hai să închidem deocamdată asta așa. Vsplilo astăzi, vsplilo o noutate, um, vreau să vă dau 48 și obțin un rezumat al ei. Expertul energetic Sergiu Tofilat a prezentat astăzi un raport mai vechi al ANRE despre Red Union Fenosa sub conducerea Silvie Radu. E vorba despre perioada 2010-2012 când ca și cum Silvia Radu s-ar face vinovată de evaziune fiscală, de, um, cum asta se cheamă? Uh, conflict de interese, Tudor Șoitu, fostul vicepreședinte al Curții de Conturi, crede că în baza acestui raport ar putea fi lesne întocmite și niște dosare penale. Și că noi cu voi ne întrebăm, dar cum așa s-a întâmplat în 2015 și Silvia Radu și-a dat demisia pe motiv că vrea repede o, 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 o pauză de la activitatea ei de manager iscusit, Râgh, cu medalii, cu premii? Și e că după ce și-a dat demisia, peste câteva luni anunță interesul de a porni campania electorală pentru prezidențiale. Ai, nu i-o mers, 32 de oameni jumate, nu e suficient ca să devii președinte în Moldova. E suficient să ai trei gușe și să te duci pe muntele Atos. Asta e alt problema, asta e alt, alt, criteriu de eligibilitate. Dar Silviu Radu Amu își mai înșarcă odată norocul, de fapt eu nu știu dacă noroc asta se cheamă, dar candidează pentru primăria Chișinău. Nu mai trecem în revistă toate minciunile care trecu pe acolo. Silviu Radu a ripostat acestui raport um, publicat um, care până acum a fost îngropat și nu știu cum secretizat de, de Andreea. O ripostat și a zis că da eu, da eu, da eu medalii am primit, de la Spania am primit medalii, înțelegi? Eu, de exemplu, la clasa 4 am câștigat premiul, am câștigat locul 3 la Olimpiada de Eseuri, uri dragostea învinge Sida. Da. Și cred că cineva... Cineva are de gând să-mi spună că eu nu sunt scrieitor e bun, eu să arătă diplomacie, înțelegi? Nu, eu înțeleg, e relevant, ai fost apreciată de conducere, de statul spaniol. Dar asta nu te încurcă pe tine să, să fii un manager prost în cazul în care raportul pe 2 ani a demonstrat aceasta. Și deși acest raport a fost tăinuit atât de timp, noi încă nu avem cum să știm. Anyway, nu s-a atât de adânc, nie altceva îmi place din Silverado. Altceva, nie altceva îmi place și asta deja răsarea a, nu știu câta săptămână la rând și ne-am plac reporterii care continuă să întrebe, să întrebe asta. Eu nu știu, e vreun trolling organizat, dar eu tare aș vrea jurnaliștii puțini care au mai rămas să continui să facă asta. Cred că deja e treia sau a patra oară când o văd pe Silvia Radu să fie întrebată despre ce credeți despre faptul că televiziunile holdingului lui Plaha, zi la zi, vă rădic în slăvi, vă laudă, vă fac super mare zeiță administrației publice locale. Ce credeți despre asta? Prima dată Silvia Radu a răspuns că nu are timp să... Mă că prima dată a o întrebat o Lorena Boxa, a zis că nu are timp să privească televizorul. Superb, am înțeles, te înțeleg, e Paștele, trebuie de vopsit o ușoarele. A doua oară nu și s să mai încurcat, a treia oară vreau să vă arăt un video răsărit recent, e un fragment dintr-o dintr de la Privesc. Mă e chiar în zona în care au anunțat că se lansează. Ia to. -a. Let me know dacă saudi aude ghinic, cu microfonul ăsta și el îi... El preferă să vorbești mai aproape de el o voce mai sexy, dar l-am setat așa încât să mă auzi și de departe. Sper să fie ok. Dați-mi de știre mai jos în comentarii. Postați nuduri mai jos în comentarii. Hai, termin prostiri. Abia ca, dați vă arăt un fragmentel din, dintr-o conferință de presă, din conferința ei de presă în care s-a lansat, în care iarăși un reporter o întreabă despre ce crede ea că posturile lui Plaha ridică în slave zilnic Ian, Ian, Ian? Și de în Aici prost, să aude, și eu traduc. ...de, de vă susțin, seama, Doamna Silvia Radu, ați observat cumva că posturile de televiziune afiliate domnului Plahotniuc vă susțin? Se și cum eu cred că parte... se întâmplă și cum comentați chestia asta? Și? Ce? Ce spune Canalele de televiziune au reflectat activitatea primăriei și uh, activitatea <laughs> în, în uh, calitatea de primar uh, interimar. Tu n-ai răspuns la întrebare, n-ai răspuns la întrebare, că îți spune omul, e să pără de tine și zici, ei, ei, piste plouă, e ca tu mergi pe drum, piste nimeni nu mai plouă, te să suscați, nimeni nu are umbrele. Tu ai umbrelă și pistini plouă, și pare că ești udă din cap până în și se întâmplă. Cum explici faptul că pistini plouă? Eu cred că ploaia este pentru toată lumea. Nu, asta de întrebați și deși, deși o colești. Și eu tehnici de astea de la consultantul ăla al Băsescu, da? Maladeț, nu. Uvile uh, va eti harașo, no eto vidno, vidno poliță. Și mai departe? și exact cum au fost reflectate și la alte televiziuni, cum este și televiziunea dumneavoastră inclusiv, îmi pare un lucru absolut normal. Nu, nu e normal și nu e exact la fel ca și la celelalte televiziuni. Un simplu search, dragă, Silvia Radu, un simplu search. Vă recomand și vouă, dar dacă vă uitați de pe unitaz din, din toalet, putem să încercăm să-l arătăm. E ca hai să intrăm de exemplu, pe publica, publica media, da? Deci vedem dacă și voi să vedeți ce aici vă vouă. Publica media, da? Dăm un search aici sus și scrim Silvia Radu. Aute, auti. Mi-a apărut, să vede că am mai căutat. <laughs> M-am pregătit de acest live. Hai, vedem? Da, mai departe. Hai, hai caută. Silverado. Este. Silverado. Într-un span de câte zile. Nu știu, dacă fac așa mai mare zile, mai... nu, nu contează. Zicem, 27-26 aprilie. A. Asca... Te știrile astea ne le-au dat pentru Silverado. Asta înseamnă cumva e atins în subiect, poate din textul știrii. Dar hai să fim și mai Orbi, ca și cum, să vedem doar știrile care o au pe dânsa în thumbnail, da, în imaginea asta reprezentativă a știrii. Sau un titlu, e ca Silvia Radu, prima, una aici, 26 aprilie, Silvia Radu, 2, aici, cine va asigura interimatul la primăria Chișinăului, tot despre dânsa, aici, ce povestesc, Silvia Radu, 3, 4, H5, una după alta, A6, A7, A8, a 9 H, hopa, nu înțeleg, de pe 24 aprilie până pe 27 3 zile, 3 știri, asta, asta așa, așa slipu, am căutat, nici n-am intrat scout despre și acolo. Mm? A? Mm? A? A? S -s pare normal? Nu, nu ne spare normal. Dar Silvia Radu, îi spare. Huh. dragi prieteni, dacă mai cunoașteți jurnaliști sau dacă voi sunteți jurnaliști și aveți ocazia să o întâlniți în persoană pe Silvia Radu, vă rog frumos, hai să facem din asta un trolling organizat. Să zicem că au avut încălcări când au administrat Red Union FENOSA. Să zicem că poate sunt niște dosare penale și domnului filantrop de pe strada bulgară, tare place să i genuncheze oamenii după asta zic că, hai, eu îți mai ofer o șansă. ea ca este în dosar penal, dar eu pe tine să te salvez, dar tot după asta pentru mine să slujești. Să zicem, da? Dar pe noi asta nu ne doare. Pe noi ne doare să vedem cum Silvia Radu a mai cal și odată în strechin, fiind întrebată aceeași întrebare. Vă rog frumos, continuați să o întrebați și crede despre faptul că televiziunile domnului Plahotniuc o ridică în slăvi și o laudă zilnic de câteva ori pe zi. Mm? Asta poți să vezi cu ochiul liber, poți să vezi în, în care Silvia Radu s-a lansat, când au dus uh, semnăturile astea, 45 de milioane de semnături care le-au adunat la Ciocana într-o seară timp de două ore, când le-au dus la cec. Publica au făcut o știre despre cum Silvia Radu a adunat semnături, le-au dus la cec, deocamdată destul de obiectiv, ieki distant, și la urmă câteva păreri ale oamenilor din stradă, 3 sau 4, tăi părerile lăudându-o pe Silvia Radu. Normal, tolerabil, să zicem, să zicem, tolerabil, da? În zona care Andrei nastase s-a lansat la primărie asta spate foarte ușor de găsit. Dă-ți vă arăt. Andrei Nastase? Noi am Băi, e distant. Prostă. Radi, exemplu. Andrei Anastasia. E ca. Andrei Nastase cătăm pe publica. Și cătăm știrea... Când s-a lansat el? Pe 25... 25 martie sau când a fost asta? Nu, mai devreme, Mai devreme. vreme. Ia câtă 5 martie. Asta e prima știre despre lansarea Andrei Nastase la primărie. Titlul acestei știri, titlul acestei știri este Năstase un pas în fața ei”. What the fucking fuck, ribeata? <laughs> Serios. Pațani, ori voi nu mai sunteți o televiziune de știri și voi spuneți Salut! Urmărești caricaturi Publica TV. Astăzi uitați-vă de cine ne precalim. De aceleași persoane ca și data trecută. Dar oricum uitați-vă. Ram-tam-tarararam. A? N-a fi televiziune de știri. Bun, să zicem, da, hai, tot lumea de-am ști asta despre publica, proiectul material. Mergem mai departe, dragi prieteni, despre alegeri. Eu, de fapt, astăzi am vrut să vă vorbesc din alt punct de vedere. Am descoperit pe un, pe, pe un cont de YouTube um, alegeri MD, nu, nu, stai că pe coale. ia l Am descoperit că deja, deja există și și spoturi electorale ale candidaților um, înregistrați la cursă electorală. Stai, în opa, stați-o leac. Mă ating că în momentul în care eu pregătim live-ul erau 5, dar au mai în încă două ce ban. Eta, eta, de mine, eta de la mine și nou. Ok, Ok. Înseamnă că există un spot al lui în română, un spot al lui în rusă, un spot al lui Andrei Nastase în română, cu subtitrare în rusă. 1, 2, 3 spoturi al lui Regina Apostolovă, iertați-mi declinarea, și încă două spoturi al lui care mă să le vedem împreună. Eu zic să le urmărim, pentru că e de dragoste, asta în primul rând. În al doilea rând, noi trebuie să cunoaștem, în orice campanie electorală există un om cheie care nu prea se vede la cameră, dar a cărui eforturi se simt atunci când noi urmărim o campanie electorală, un, un spot de promovare. Este vorba de image maker. Eu nu știu dacă în cazul candidaților noștri e un singur om, e o echipă întreagă, dar... A, azi nu-l atingem pe domnul Munteanu, da, de la Pelec. Acolo e cosmos aparte. Eu n-am acces la asemenea droguri încât să pot comenta sloganele politice a domnului Munteanu. Dar și el pțin, nedrogați, a să încercăm... Eu nu știu ce voi face să mă vineri dar yo, cu rățel, eu sunt curat curățel, ce asta slova. Uitați-vă curat curățel. A să încercăm să ne uităm la ultimele spoturi electorale uh, și unicele deocamdată Aparute din partea candidaților. Hai să începem cu Ion Ceban, că este primul care a apărut. iactă Cu Ion Ceban ne cunoaște cu Ion Cioban. E că eu, eu am făcut greșeala care o face și Dodon, eu zic Cioban. Când de fapt permanent el e scris ce ban. Lămuriți-mă, rog frumos, cum se spune corect. Haideți să deschid așa că să vedeți și voi mai mare. Ce ban, ce eu știu ce ban, așa din cât îți în minte. Hai să vedem și spune Dodon despre Ion Cioban. Cu Ion Cioban ne cunoaștem încă din 2005 și de mult timp lucrăm împreună. Am încredere în el. Este... Băi, și bat, adevărat profesionist și anume el știe cum de rezolvat problemele capitale. Sunt sigur, Ion Cioban va fi cel mai bun primar pentru Chișinău. Partidul Socialiștilor este o echipă mare și unită. Noi întotdeauna vom fi alături de primarul nostru Ion Cioban. Și oh. de fain, băi, și de deodată, el nu e candidat, deodată e primar ceva voi face totul pentru a salva Chișinău, de corupție, haos și distrugere. Ion, de ce? Asta dă bine la cameră sau cum? Voi face totul... Ia, uitați-mă. dă să să încerc să analizez. Hai. Nu stai că n-am reușit. Viteza lui Ion e nebună. Voi face totul pentru a salva Chișinău, salva haos și distrugere. Am înțeles. Eu de haos am auzit la Andrei și Chestia asta cu haosul... Scuzați-mă, poate eu n-am citit suficientă, suficientă literatură despre astronomie și filozofie, dar haosul adesea e important. Noi trebuie să fim mulțumitori haosului universal pentru că noi existăm într-o într oarecare armonie, nu? Deși ce să vrei să. Să scoți haosul, haosul, haosul poate fi administrat într-un fel, eu așa cred, dar asta e o întrebare filozofică, dați-mi de știri mai jos în comentarii dacă și voi credeți la fel și o să facem un, un crujoc filozofic mai târziu după terminarea acestei emisii. Așadar, convingător sau nu? spuneți mi vă rog frumos, hai încă o dată! curat, fă, gata, fără glumie, ca tabula să ne uităm la un spot electoral. Cum înțeai, bem ceai. Cu Ion Cioban ne cunoaștem încă din 2005 și de mult timp lucrăm împreună. Am încredere în el. Este un adevărat profesionist și anume el știe cum de rezolvat problemele capitale. Sunt sigur Ion Ceban va fi cel mai bun primar pentru Chișinău. Partidul Socialiștilor este o echipă mare și unită. Noi întotdeauna vom fi alături de primarul nostru, Ion Ceban. Îl vom ajuta și îl vom susține în toate. Voi face totul pentru a salva Chișinău de corupție, haos și distrugere. Salvăm capitala, apoi salvăm și țara. Ok. Ion Ceban. Zăi că vrea să salveze capitala și după asta vrea să salveze și țara. Și tot Ion Ceban probabil uită despre cum în 2016 Dodon ne promite salvarea țării deja. Și mai ai de salvat? Gata, Dodon e președinte. l a zis că dacă devine președinte, întrebarea cu miliardul, rezolvăm. Oligarhie, rezolvăm. Serios, hai să ne uităm la spoturi din 2016, tot de pe același canal Alegeri Moldova, care adună toate ți spoturile astea, spoturile lui Igor Dodon, ia din 2016. Sunt recunoscător că fiecare... Da, asta el zice mulțumesc că și pădăjdi. Am trei feciori și desiori îmi pun o întrebare la care se gândește fiecare om cu familie și copii. Există oare viitor pentru copiii noștri aici, în Moldova? Eu știu de ce merg la funcția de președinte. Am cunoștințe, putere, experiență și voință politică. A venit timpul să înlăturăm această guvernare coruptă, să întoarcem miliardul și să facem poporul stăpân pe propria țară. Voi... Ui! În 2016, sigur de a fost ales președinte, el a înlăturat guvernarea corupte, așa -i? Confirmați-ne mai jos în comentarii, așa sau nu așa, păi eu n-am urmărit atent. O întors miliardul, o întors miliardul și poporul ori dobândie puterea asupra țării. Da sărbătorim! Eu nu înțeleg și mai are de salvat Ion ce ban, dacă Dodon deja e președinte. Voi vă repetați în propriile demagogii, prieteni. Uh, iată, dar pe lângă asta eu în ceva tot mai comite o greșeală foarte des el spune că aceste alegeri, campania asta electorală vrea să fie fără geopolitică, vrea să fie pentru Chișinău, administrație publică locală, dar tu te asociezi din start cu două figuri care put a geopolitică, put, e că Dodon se trezește dimineața lui, în primul rând de foarte mult timp, poate ați auzit el la internetul grește, am vorbit cu un, cu un medic este Tician, lui, lui Igor Dodon i-a apărut un metropolit, într-o parte, a, la, la, corp, i-a apărut un metropolit, foarte urât. În al doilea rând, mitropolitul ăsta, știi, și Dodon, îi o leacă neroasă a geopolitică. Și -a că tot asta, n-ai cum să nu vezi, n-ai cum să iei orb la, la asta. Dar probabil există niște strategii în, 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 marketing, strategii de astea în promovare, când te asociezi cu figuri importante, zici, o, dacă do, -do o să o să să vă și eu. Foarte bun, mă Dacă cunoașteți asemenea specimene, exemple de Homo sapiens, încercați să-i stăpâniți sau și să-i fac și să gândească de două ori înainte de a lua această decizie crucială. Și amintiți-le că țara deja a fost salvată. Nu mai ai și salva, gata. salvat, gata. salvat. Serios. Normal? Convingător sau nu, dați-mi de știri mai jos în comentarii. Eu n-am cum să mă uit la comentarii, că n-am șepte ochi. Bă, ce da pot să mă uit aici, dar nu pot tot tot, tot odată, da? Hai să ne uităm la următorul spot, ce mai este? Sunt recunoscut. Nu, nu, înapoi. Asta e taști, rog. Hai să ne uităm la următorul spot din campanie, spotul lui Andrei Năstase. Da, dacă nu greșesc cronologic, spotul lui Andrei Năstase care el apare alături de Maia Sandu. Sunt onorat să reprezint... A, dar stați că eu vreau să vă, să vă fac și voi să vedeți mai mult. Așa îți vedeți? Așa îți vedeți mai mult, ok. Așadar. Sunt onorat să reprezint astăzi ceea ce a rămas mai de pres în țara noastră. Ok. Atenție! E destul de nemodest acest început, dar poate și e o strategie. Hai să vedem și reprezintă Andrei Anastase. Speranța. Voi fi primarul oamenilor. Speranța. Iarăși, nu știu. Nie ne spare o leacă naglă să iei o noțiune abstractă atât de importantă, care acoperă atâta în universul nostru lingvistic, cultural și de sensuri, și zici că eu reprezint asta. Eu înțeleg că voi urmăriți un live pe pagina Lumina și pe mine tot puteți să mă învinuiți de lipsă de modestie, dar, dragii mei, eu nu zic că eu reprezint Lumina, Lumina e tuturor, na, luați-vă de asta și eu sunt aici ca să o luați. <laughs> dar Andrei Năstase assumes că el reprezintă speranța. Să zic, eu nu știu câți oameni trebuie să întâlnești în viața ta, cât suport civic trebuie să ai ca să zici așa de liber asta. Dar, iarăși, n-am cum știu, n-am candidat niciodată. Probabil, lipsa de modestie trebuie și o uh, Fac un criteriu de politician. Ah! Uh. Anyway, urmărim mai departe. Avem un program de reforme serios, complex și pragmatic. Un program de reforme serios, complex și pragmatic. E ca, e ca eu, că eu văd un candidat, eu mă uit la program, programul este serios, adică omul se ia în serios e complex, am înțeles, sunt gândit la mai multe aspecte ale administrației publice locale și pragmatic. Dar, dar omul numai și-a zis că el e pentru oameni, dar omul, omul, omul și om, omul simte, omul are și-o de emoții, pentru și tu zici că ești printre oameni, pentru oameni, dar o leacă te robotizezi. sau poate numai eu văd asta. Mie îmi pare o leacă luarea în serios, lipsa de modestie, o leacă prea de vreme, adică stai, stai o leacă. Tu ai parte de un suport civic indubitabil există mulți oameni care au susținut pe Andrei Anastase, dar să sar calul în, în promo, I don't know, nu știu dacă e corect. Pe mine nu mă cucerește asta. Mai departe. Capitala are nevoie de schimbare acum. Ok, dar nu numai acum. Îndemn toate forțele pro-europene, antioligarhice, să susțină candidatul comun la alegerile din Chișinău. Nu. Nu nu e corect asta. Din start, din primul, din unicul promo, din unicul spot electoral, elimine o bună parte din electorat, e că tu stai în fața oamenilor, tu știi că pe tine nu te plac. E că eu fac emisiunea Lumina. Eu știu că trolii pe nu mă plac. Te niciodată n-ați zic trolilor pe des nu mă urmărească. <laughs> nu, din potrivă, lasă toată lumea să vină, să urmărească. Și ne-a pășit în glot și nu i-a plăce, a, a trece și mai departe. Dar și ne-a găsit o lăcrămioară o florișică aici printre glotul, un ghiocel ieșit din primavara canadiană. Poate i-a plăce, poate a rămâne, înțelegi? Dar tu din start zici, vreau forțele astea, rog forțele anti-oligarhi și ea ca numai să-l pe Andrei Anastase, Roagă toată lumea, el și că e printre oameni, dintre oameni sau cum se mai cheamă. Te atât lumea trebuie să-l votezi dacă vrei să câștigi. Deși să segmentizezi, să se separe electoratul. Neharașo, e neharașo. Dar iarăși și eu prosta un mocos pe Facebook. Andrei Năstase. Împreună, uniți, suntem puternici. Apoi, iaca, împreună, uniți, suntem puternici și tu elimine o bună parte din electorat. Tax, eu nu, port un score am audio dată, dar hai, hai să, vedem, care, știi cum era așa, smash or pass, îți place, nu ți place, ce bani, nu place, spotul lui nu place, mergem mai departe, ne așteaptă, cum se cheamă când îți 3 deodată, este sequel și trequel, da? Când cum se cheamă, trei serii, Terminator 1, 2 și 3, urmează trei serii cu doamna Regina Apostolova, dragii mei, eu sunt sigur, de data asta sunt sigur, poate unii dintre voi au mai servit și o pivoșoară, poate unii dintre voi mai au pergarul de marți, nercuri, seara când s-au la Champions League. Dragii mei, dar pentru următoarele trei video voi nu aveți suficient alcool în sânge, voi nu aveți atâtea substanțe psihotrope ca să vă permită să percepeți sensul adevărat al următoarelor video. Vă rog frumos, urmează trei video cu candidatul Regina Apostolova, tăi 3 în rusă pentru primăria Chișinău. Ia, я, я, я с ничем приму. Этот асфальтный завод находится в Аргиеве. Его производительность 80 тонн в час. Мы пригласили компанию, которая его построила, потому что городу нужно много асфальта. За два с половиной года мы отремонтировали более 40% от дорог. А к 2020 году не останется ни одной неотремонтированной улицы в нашем городе. Воу! Wow, я оставил... Кадры сочинял. Ай, Pop, 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 asfalt frumos, dar normal. Oh my god, oh my god, el vine lângă densa, băi, și de mort cadrul ăsta. Serios, si face cameraman în timpul ăsta, Si ni regizor la asta. Uite cum el intră în cadru, stai ca să trebuie văzut lent. Oh my god. Hai. Oh. <laughs> Bă, el doarme, el doarme ceva cu ăsta. Oh my god, băi, și chinui pentru denso. Nu, el, recunosc, jobul pe care îl are nu e un job de vis, dar banii pe care îl are, i iarăși cum i-a obținut, probabil îl faci să accepte acest chin. Știți, există teoria asta. Nu trebuie să ne alegem plăcerile, trebuie să ne alegem ori chinul în viață. Nu trebuie să vrei să ai mulți bani, mașini, casă, soții frumoase, trebuie să alegi chinul prin care să ajungi la aceste rezultate. Și e ca omul știți și aleagă chinul, Fuck, fa fac, stai că nu pot să mă uit, iertați-mă, eu nu pot să nu știu subiectiv la asta. Băi, asta e monstruozitate proasta vizuală, ce să Și știți zice doamna Regina? Deci, 19 secunde dintr-un spot de 40, deja sunt s a ocupat de Ilan Șor, care nu e candidat la primăria Chișinău. Dar ce spune Regina? Oi, stai că am lăsat pe lent. Fuck. <gută dispers> О, мой Хай, уже 21 мая подобный завод, но гораздо больших масштабов и производительности появится в Кишиневе. Начнем тотальный ремонт Кишиневских улиц. Стой, 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 стой. Значит, 20 мая, лежерли, кандидату, e nu promiti, e neasigură, e, e zi și așa și e, pe 21 mai a să apar un zavod de țiment de asfalt, cum se mai cheamă, la Chișină. Pe 21 mai, a, pentru și de la 3 de mai votat, dacă a să apară zavodul. Mulțumim, doamna Regina, pentru noutate, la revedere! Genial! пора изменить Кишинев к лучшему. Мой папа Дамна Хренова поможет к можему, сама поможем. Фурмоз. Инкредибил. Серьезно, вообще не кандидат за Дентренш. Я шаш нам инцелес. Но с при секунде угрейт Иланшор. Шеф с при секунде угрейт кандидату. Уэй! Тупщи не по акценту. Тупщи ври... Tu vrei orheienii să-și facă propis că l nu? Și s-o vă pe regina? Nu, încă e de vreme. Pentru autonomia orheană, încă e de vreme. Prieteni, dar nu se termină cu asta. Urmează spotul numărul 2, rolic numărul 2. Încă 2,5 ani în urmă, Aghiri au fost... ce asta? Uh, даты, когда я был в ница, чтобы остаться в Мальдиве, я просто охренел от ступицы у Амилу, которая ее свидетельствовала концерте в электорале. Я <с> да и сроческ. Что еще из в запущения. После полной реконструкции это стало излюбленным местом горожан. Это стало площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий. Да, понимаешь, но и в Урбимому депримарии, но никто же не знает, что все это сделала ассоциация Пентру Орхей. А что такое ассоциация Пентру Орхей? Это моя ассоциация. Да, плохотнюкаре ассоциация, луй, Рената Усатый, что диски с ассоциацией. Кнушки кумсы помпез бань дин экстерн, кареннупо цей декларез, деси деклар, шифач, дискис fundații de caritate. Și faci fundația din fuflet. Porteniere externe ajutoare și faci Edelweiss. Mm, domnul filantrop, șuiră, cântă acolo în subteran. Și are bănuțul și îl împarte la maternități. Panimaiș? Așa și aici. Tu vrei noi să prețuim calitățile tale de administrator de oraș când tu ceva că ai venit cu bașlă? Și prost a început să donezi, să cumpere tot felul de chestii care nu erau posibile de comparat în niciun fel dacă nu vinei tu cu bașla. Но и вот эм башла, но и вот эм умощи, вот эм ной, ундиеву медью, кынды еламу. Ашадар, дышимать В Акеве <laughs> появился благоустроенный пляж, детские площадки, спортивные площадки. Аргиевское озеро это гордость Аргеева. Именно здесь, на Аргиевском озере, реализуется беспрецедентный для Молдовы проект семейного развлекательного центра под открытым небом. 26 de secunde dintr-un spot de 44 o grait Ilan Șor. Ce spune doamna Regina? Alături de care iarăși foarte awkward le apare Ilan Șor, ian? -am? O, amu măcar am a zâmbit, blin, la spotul numărul 2 a zâmbit, a zâmbit alea. О ну, курилуша, месла, Регине, а зомби. Ну, кум, да, как стрэнчку, курелуша, хермес, лабрил. Ну, и кум с нас зомби. Да, на Регина, овец кувенту. Уже 21 мая мы начнем реконструкцию и благоустройство кишиневских парков. Ба, я демуаре... А стой, хер, хер, сигначер мув. Серьез, уже 21 мая. Супер фишки для кампании электорала. Так, я вроде-то с кандидез. Медята до отзызык. Эх, а лезер лист птрис, птрис. Дежа пипайс, птрис, марти. <клакова> Елку, фацам, флаты а сапар тырдзил лалукру. Шасы бак, солом промиссионный королев. Валянда воу, наивил, ра? ее к лучшему. Мы доказали, что можем. Можем своровать миллиард, а пару тысяч э, долларов можем инвестировать и сделать серию рдежак. -эр Люди ведь клюют, когда есть хлеб и зрелище. Спасибо, Регина. Никогда он залез, я еще всем натуре Ну так, мерит с ним что номер три, на номер три. Да, да, кто там еще? Пухай с ним А Мы установили в Арнееве самую современную систему освещения. В Молдове нет аналогов. Для этого нам понадобилось более 3000 столбов. 141 километр кабель. Бэй. 3700 лет. Бэй, серьезно? в этом месте никогда не было света. Не было... А, Утик, мы видели О май гад! О май гад, трог, трог. Аста лент. Лент, чувак. Аста сцена для фильм. Чш... Раа, в момент 300, я требую муж, типа, Денсу. Ой, о май oh, гад!

Фемия держат пидо, за что Сейчас факи, Терену держат антишнелл, Лэмпику освещение, цементный асфальтный завод, тут планета Илон Маск отдыхает. Бей, я к кандидат? Я к, кастэ... я по-наму мне рамдилипса димой достиг. Я к телу, я Супер. О Космосу. Суперб, оу мааар, Я кретко его кретко от страха. Конкузиля. Ион Чебан, Андрей Настасия. slăbuți cu spoturile electorale. E, sincer, slăbuți. Um, Silvia Radu n are nevoie de spoturile electorale, are televiziuni. <laughs> N-a fi să filmez. Sper banii și pe asta. Um, o întrebare doar am către Silvia Radu, poate ei ne sau nu, sau poate către redactorii de la publica. Dar de ce? E ca, am văzut că faceți foarte des reportaje despre doamna Silvia Radu când era primar interimar, încă nu candida. Dar de ce amu' nu faceți reportaje despre Ruslan Codreanu, primar interimar? A?

Așa cum am promis, mergem în structurile de ordine din Republica Moldova și pășim pe un meleag până acum necunoscut pentru noi, îndepărtat pentru noi, străin, pe un meleag al carabinierilor. Hai să ne luăm rămas bun la doamna Regina, la revedere! Asta cred că s din dinchis, da? Și ne uităm la un video, hai să facem așa, opa! Ne uităm la un video plasat, eu nu eu de geamu am sau nu, pe 1 aprilie, de către carabinerii din Republica Moldova. Atențion! Wow! Stai, ia-ți mușe cu și muzonul ăia Gata, tu te la Marvel Studios, Deadpool-ul a început, atenție!

No, what? <coughs> Noaptea, carabinieri. Pe 20, 20 54, uh, o persoană suspectă era acolo, funeral, coroană cu flori. Coroană cu flori. Și asta era câteva zile, câteva o săptămână înaintea Paștelui. Mm, Paștele blăzinilor, coroană cu flori, are vreo legătură, încă nu știm, hai să urmărim mai departe. Și cu ce s-a soldat această întâlnire dintre forțele de ordine și infractor? Bărbatul s-a pierdut cu firea. <laughs> văzut, carabinerilor, a. l-am văzut, bărbatul s-a pierdut cu firea. Oi, mle! ce se întâmplă? Asta nu-i coroana mea. Iertați-mă, vă rog frumos. A putut explica proveniența coroanei, iar după mai multe versiuni, în final a recunoscut că a sustras de la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Bărbatul a fost escortat la inspectoratul de poliție. Oh my god, băi. <laughs> cum, 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 arată, eforturile carabinierilor de a-l convinge pe ceva ce spune adevărul? Nu mai, hai serios, mă hai zi băi de unde ai nu știu, întâmplător în mâine la mine acum, hai zi vă cu serios, că e noapte, zi vă de -o, de -o, și asta, forțele de ordine, fac asta, nu, e ok să oprești un infractor pe stradă, dar noi vedem un video și ne-au filmat, de pus o pe față și eu scris un text pe faie și el citește asta și asta e pe canal de YouTube și ne a făcut upload la acest video, pentru că asta sporește imaginea pozitivă a carabinierilor din Moldova, ăsta e un exemplu de și eroism, Salut! Într-o dimineață un carabiner s-a trezit de dimineață și a ajuns la detașament. Acum el lucrează, după asta pleacă acasă să doarme. Bravo! Incredibil! Îndeplinești funcții umane și de angajat. What the fuck? Sibuicani pentru documentarea cazului. Oh my god, ce asta? Asta chiar e el sau în De Deci l-a dus la poliția Buicani? Ha

Pe atunci poți i tai, poți să-i raportezi, îi distrug după asta, îi mai creează câte un profil fake. Ca aparent, tehnica lor e una destul de ușor de realizat, destul de scalable, eu nu știu cum zice asta în limba română. Un om poate răspunde pentru mai multe profile și e foarte ușor să furi poze de profile la care tu probabil nai ai acces pentru că ești în Moldova și tu nu urmărești fata asta care o cheamă Eleonora Pinciova din Kazlajobsk, și tu nu urmărești pe dânsa pe contacte, dar poza -da co ei dacă o iei și o adaugi la aici la Alina, 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 tu poți să faci o unionistă care susține guvernul Filip. Foarte ușor. Abia că. Hai acum să facem o vizită. Dă da da să, să deschidem Facebook-ul să vedeți și voi mai bine. Mm, facem așa? E eu, 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 o listă nebuie. ne-am făcut o listă, băi, eu să serios. În primul rând vreau să o vizităm pe o fată pe nume Gore Sofia. Pe asta o vedeți tare des, la Filip, la Candu, la Serioga Sârbu, Scrie două, trei propoziții și întotdeauna există un fir roșu de deja e mai bine, dar acum deja într-adevăr se simte. Eh, dacă până acum a Platon filat, acum deja se simte fără Platon filat. Și în continuu dau ușina Platon filat și zic că mui mai bine decât cum era cu Platon filat. Asta e scurt, m-am transmis. Probabil mulți dintre voi chiar s-au ramsit cu acești oameni, pentru că nu sunt oameni, sunt profilii fake, sunt alți oameni care stau în spatele acestor poze. Și noi ne uităm la Sofia, băi, Sofia zice că a învățat la SEM, nu, la SEM, la București a învățat, zice că a făcut liceul teoretic Gheorghe Asachi. Băi, are o fotcă cu niște chișoruțe, are 1943 de oameni, prieteni, să ai 1943 de prieteni pe Facebook, pentru Sofia, nu știu ce vârstă are, nu scrie așa. A, 13 mai, oh, de grabă e 30 13 mai 1990.

E o Denim de Dă-ne îmi dă o zi uh, celebrată, comemorată, nici nu marcată internațional pentru a solidariza cu victimele agresiunii sexuale. Și ia ca așa a ajuns, nu știu cum, această noțiune și la structurile de forță din Republica Moldova și Poliția Republicii Moldova au postat un video despre asta. Vă dați seama? Eu n nas vă dau vă acest video, pentru că el, el, și el e super amuzant. Tu vezi cum îi calcă prin străchini și sânguri se contrazic? Pornit de la Alexandru Pânzari, care pur și simplu este omul nezâmbetului, nu, nu e ca cum, nu e ca tu vii, nu, fizică, atunci... nu e ca tu... Stai, stai o că nu am asta vrut să arăt, că asta nu să arăt calitativ. Anyway, bun, nu vă arăt că e super lungă asta. Să nu ne abatem la temă, îmi e tare ușor să mă abat, că îi zic, ăștia postează chestii super faine. Deci ei sus în poliția, sus în guvernul, mai bagă câte un video de pricoale ca drujii lor care nu știu că ei persoane inexistente și fake să zică, mmm, fain drug, postează multe pricoale, să-l urmăresc mai des, da? Și dacă pui câte un like, Facebook-ul are un algoritm de să-l arăta mai des. Și că noi ne uităm la acest Sofie, zicem, blin, dar ești sigur că ești Sofia Sofia, anume tu care ai postat poza asta pe 31 2016. Pentru că dacă intrăm pe contacte, o descoperim pe Milena Cuțenco. Коря по стату позапидоуд за шесть ноембрин до Милена Куценко, откуда ты, Милена? А ну-ка расскажи нам: Октябрьский? Россия? Что-то где ты, блин? А, а ну покажи свои фоточки. Милена, можно на тебя поглазеть, посмотреть? Смотрите, Милена, одна фоточка к пурашу с, девчон... с девчонками здесь, с девчонками тут А что у нас, София? София у нас есть с девчонками. А ну покажи. Смотри, с теми же девчонками тут Ой, молодец, с теми же епурашами. Oi, 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 Znači, tata ni... Ei, tu vrei să zici că Sofia a furat identitatea lui Milena? Nu îmi vine crede, dar cum așa e? Nu, eu admit că Milena Cucenco este așa o fată în Rusia, la distanță de un an, o hotărât să-și deschidă un profil pe Facebook-ul что сотри бы ну горе София, потому что полное сердце горе, что я не живу в Молдове, не участвую в, там, политической судьбе этой маленькой, но очень дорогой мне страны. чекае е ла дистанция дюнану пострад дюнано дюнану нормы, шлю репостат пинул ей профил горе София. Вы кредит сентября ста? <laughs> я ну яка. А, а ам, бун, Приятин, Я в инсистент, потому что он щерка да у него не жужжит и инспирации и nu mai cred că asta funcționează. Există un buton aici, report, se cheamă în colț. Vă apropieți, apăsați pe report și spuneți report this profile. Continue, la report this profile. Și aici poți alegi câteva, eu, eu, preferabil aleg câteva, des aleg mai multe opțiuni și după asta revin la dânsă, că Facebook uneori zici, e, mulțumesc că ne-ai raportat, dar noi nu putem cu nici să ajutăm. Uneori însă ajută, că săptămâna trecută vreo două profile, dacă nu greșesc, au fost șterse, pentru că mai multul lume au raportat. Apeși, this is a fake account, este un cont fake, zici continue, și zice, submit for Facebook to Facebook for review. Ca și cum, roagă pe Facebook să vadă ce se întâmplă acolo. Dacă nu vrei să vezi și postează, Sofia, bloc Sofia. Eu unul, nu pre... eu, eu, nu sunt amatorul la blocaj, la chestii de astea, hai și am face și tot felul de embargouri. Eu prefer să văd, pentru că eu dacă știu de existența ei, știu că am și lupta. Dacă eu o să o blochez, eu zic, ei, viața e ușoară, malina, ea nu există, te e Nu, când ei există, eu sunt, că guvernul depune efortul să altereze realitatea într-un subiect sau altul, e că am povestit celor care s-au conectat la început. O a apărut astăzi un raport al lui Andrei despre activitatea Red Union Fenosa sub conducerea Silviei Radu în perioada 2010-2012 în care se arată că există evaziune fiscală, multe alte încălcări. Și rep de s activizat trolii acolo. Înseamnă că e necesar cuiva să altereze adevărul. Abieca. eu prefer să o păstrez Сы есть, да, а со к Фейсбуку, или кейс, кейл, сый, профилу. Да, а мы посад бутон, а мы Бай-бай, горе София, полная кейлса, горе, да, свидание. А Неля Накуценко, с тобой мы еще, надеюсь, поговорим. ну как никак. Ca Milena, ei Milena nu greșește cu nici hai să să în A Amu, eu mai am în listă un ceva cioc. Plecăm la profilul lui Andrei Țurcan. Andrei Țurcan, un declarat unionist, unde nu dai antidodon, poezii, România mare, adunare centenar. Hai să-l vedem la față pe Andrei Țurcan. Ia câtălă. Aici stai Andrei Țurcan. Și dacă transpirăm o leacă între dinți și căutăm această poză pe YouTube, pe YouTuber, uri pe interneturi, îl găsim pe domnul, dacă ne uităm poza asta, când e postată? Новый декабрь, 2016 шесть приш. Я хотел сделать сейчас понять Денис Антошин. Денис Антошин, который постат 23 августа доме, пайс прише частые позы. Денис, ты чё? Ай ты Русия, сидиви, у него не ну целик. Denis Antoșin spune despre Dodon și autobuză din România. Denis Antoșin face bancuri, blin, neața prieteni. O furnică trece pe sub un elefant și ăsta se baligă chiar peste ea. După vreo două ore, iese furnica de sub balegă și zice Firar al dracului mi-a nimerit chiar în ochi. Aha, 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 22 de like-uri. Iops, today, de oameni reali care au pus la asta like și care zic, văi... Hey, eu drujesc cu Andrei Țurcan, unionist, ne-am plăcut că el postează bancuri. Dar Andrei Țurcan nu numai asta și postează. Andrei Țurcan, nu știu dacă ați văzut, dar trolii pe de n-au cum să nu laude guvernarea, laude structurile de forță, laude poliția. Pe 7 aprilie, de exemplu, voi nu știți de așa de tare s-au activizat să laude poliția și eroismul lor pentru multe alte fapte nelegate, nelegate de 7 aprilie, ca și cum să sustragă atenția și să atragă atenția la faptul că și polițiștii sunt oameni. Da, băi, oameni, dar nu trebuie să uităm despre 7 aprilie, despre această nedarazumenie mare, despre una din acele nedarazumenie în care noi iarăși am fost aplicați și hu, -hu din spate. A? Și tu ne, arăți, ne că de fapt există o altă realitate. Hai să ne uităm la, la altă parte a paharului, la partea și de sub, unde e acolo, nici nu o vedem, unde e Dimitru Deacov are pantaloni de 600 de euro. Și ia dacă tot laudă poliția, eu am observat o chestie, una din postările lui Andrei Țurcanu, unionistul și pro-guvern. vă și banc postează el pe 24 aprilie. Spuneți-mă dacă se vede, pot să fac mai mare leac. Andrei Țurcan zice, e, neața, pahod, asta e formula lui de introducere unui banc. De ce? Коста 1 килограмм декреер десавант 120 тысяч делей и 1 декреер деполицист 360 тысяч делей. А, 320. А, я ничто не выкалкулал корректно. 360 тысяч явр, злит. Думнята, ай, идея, как полицейщики должны были сатаемка состранжим 1 килограмм декреер. Ха-ха! Молодец, блядь, молодец. Антон, ой, Анатол Панас комментиал за ⁇ с. Преят аре. Но мы с люди и мы клик на Анатола Панас. Чи диско перемной? Ла на нас. О, а на. А нас? Ши е лауды Ту врейси дзычки боя, а то честно, ну если а на нас. Ту врейси дзычки ел, ну если консультант, но он вацат лау Улим, ел нуденький и Поза аста ну иди де молдован, кари гуверну. Да, а Чай спус? Сергей дин Русия? Сергей де пятнокласничий дин Русия? Да не может быть, о идентитатя. Да б, конечно, о Ia uitați-vă și frumusață de specimeni apar pe interneturi. Și cum ei înșiși calcă în propriile lor greble. Hai frumușel, cum ești o să ne ducem să apăsăm așa butonul ăsta. Report, report this profile, continue, this is a fake account, continue, submit to Facebook for review și done. Am terminat cu asta. La revedere, Andrei, sper să dispari. Adică, nu, Andrei, că tu nu existi, acel care controlează profilul tău. Și mai departe, cu Anatol Panas, hai să ne lăbărim, apăsăm aici, report, report despre profile, continue. Dragii mei, eu știu că mulți dintre voi mă privesc de pe telefon mobil și e greu să faci asta concomitent cu acest live. Faceți save la acest video, reveniți la dânsul, trimiteți la druși și îndemnați-i să facă și ei la fel. N-ar strica să ne lipsăm de râia asta. Dar iarăși, v-am zis, noi putem să luptăm împotriva acestor vâdre, dar ele au mai multe capite și ele continuă să reapară pentru că este în interesul cuiva să finanțează asta. Și, apropo, noi n-ar trebui să uităm despre asta. Și bani. Sunt ceva și plătiți ca să scrie aceste statusuri, să scrieze aceste profiluri. Și acești bani sunt sigur că nu sunt nicăieri declarați. Sunt sigur că nu sunt din fundații de caritate. A aproape din fundații de caritate. Da, da. Doar că nu sunt probabil bugetate la fundații de caritate. Tag vot. Uh, putem să continuăm să luptăm împotriva lor. Dar, cel mai important, ar trebui să știm că de fiecare dată când vedem o asemenea informații sau când vedem că cineva insistent apără anumit pașa guvernului, anumit candidat independent, Silvia Radu, salut, sughiți bun, vineri, sara. Ar trebui să ne întrebăm, băi, dar omul ăsta e plătit pentru asta, el e sincer, asta e preferința lui politică și adesea ar trebui să deosebim și fapt și opinii, da? Există opinii. Unia, 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 Până nu-mi place, nu-mi place ca să mă uit la, nu-mi place la ei, să mă uit cum stând din mână, înțelegi? Și există faptul că dacă te ții din mână, asudă transpirație. Nu, n-am de să și trebuie, dar i-ați înțeles. Există diferență între fapt și opinii, da? Există faptul. Pământul se învârtește în jurul soarelui și există opinii. Oi, eu atunci, eu cred că e invers, Ia la soare, cum o, o, o pe parcursul a câteva ore s-a înțelegi? Abia că hai să deosebim aceste lucruri și hai să încercăm să luptăm cu această râie, chiar și neblocând-o, dar și puțin discernând informația care apare în fața, fața, noastră. Vă rog să nu uitați că e anul 2018 în calendar, un an extraordinar de hot pentru cineva care are fundul pe fotolii moi, dar acest fund continuă să ardă, cineva vrea să altereze realitatea, vrea să o schimbi, vrea să ne arăte nouă prin multitudini de statuturi, multitudini de posteri, că te ghini, deja e mai bine, uitați-vă ziua flagului, am vopsit cu copilașii, <laughs> Spectacol, mândrie, frumoasă, floricele, măgăruș. vacat îți dăruim la drochea, dragă gospodină. Dar, pe lângă tăta asta, cum o promis și Dodon din 2016, miliard n-avem. Guvernare nu-i schimbată. Oligarhie la putere. Cu și putem noi, de facto, să ne lăudăm. A? A, prieteni? Eu unul știu cu ce pot să mă laud. Eu pot să mă laud cu spectacolul Deja e mai bine. <laughs> care se întâmplă pe 27 mai la Montreal, dragi mei. Pe 27 mai la Montreal. Și, ei, de ce eu nu fac asta? De ce nu vă arăt vouă? E ca așa. E ca așa. Este? E ca așa. ca așa. Păi, de așa mare chestia asta? E ca așa. Așa. Public așa. Veniți. Veniți la Montreal. Prieteni dați share. E ca așa. Hop. Și tare vă rog să băgați un uh, like la acest status ca el să nimerească în top. Dar poți eu și singur să nimerească în top. Share. Cum să fac așa? Așa. Punct. E ca așa. Gata. Este. Este. Cum să fac pin? Ia Pin comment. Dacă aveți prieteni pe la Montreal, dacă aveți foste iubite care vreți să le urați o seară plină de regrete, hai vă rog să-i trimiteți la spectacolul meu pe de 27 mai seara, la Montreal, duminică, n-ați ne vadă nimeni, veniți în șet azi și semi întuneric și să semnăm împreună pentru votul unii nominal. Eu vă mulțumesc tare mult că v-ați conectat, v-aș îndemna celor care încă n-au reușit să mi câte un like, câte un share la acest video. O să încerc să-l repostez după asta pe YouTube pentru cei care nu au reușit să conecteze la început. Dar din câte am înțeles, pot să există funcția rewind în timpul live-ului pe Facebook, nu? Ați văzut asta, nu? Nu contează. Iată. cei, numai bine. seara liniștită. La revedere. Te opresc de aici, da?